Xiaomi 14 a debutat cu mare tamtam la Mobile World Congress 2024, reușind să-și facă vocea auzită chiar și peste automobilul Xiaomi, pe care toată lumea dorea să pună ochii. Avem de-a face cu versiunea de bază a unei serii ce include și un Ultra ce vine în sfârșit pe teritoriul european. Doar că evoluția continuă, iar ce e de bază azi era flagship principal acum vreo 2 ani. A crescut ecranul. Avem 3 camere de 50 de megapixeli în spate, optică Leica, încărcare rapidă și, poate mai important, se inaugurează HyperOS odată cu acest model. Și nu subestimați nici faptul că a fost primul telefon cu procesor Snapdragon 8 Gen 3 lansat în China încă din noiembrie 2023. În ce măsură ne convinge acest telefon simultan mic și mare, aflați din recenzie. Ea include o sumedenie de cadre din Barcelona, atât ziua cât și noaptea, la Mobile World Congress și la un super acvariu. Începe așadar review-ul lui Xiaomi 14. Designul mi se pare unul simplu, poate chiar prea simplu, pentru a da personalitate telefonului. Asta nu înseamnă că îmi displace. Este un telefon frumos și bine construit, premium. Ce îmi place în mod deosebit este că e compact. Se potrivește oricărui sex. Asta și în condițiile în care avem și culoare roz pe lângă acest verde, sau negru, sau argintiu. Xiaomi 14 este leit Xiaomi 13 și aduce și cu un iPhone. Are o ramă plată, metalică, spate lucios, verde în cazul nostru. Combină sticla cu aluminiul, e compact pentru diagonală, dar e și dens și greu. Partea de sus e în mod special grea, așa mi se pare, poate și din cauza mărimii modulului foto. Este destul de elegant, manevrabil cu o mână, aderent. Spatele atrage multe amprente, e lucios, dar avem huse la pachet. În ce privește ecranul, am remarcat din prima că are muchii înguste. Vine cu protecție Gorilla Glass Victus, are panou de 6,36 inci, OLED LTPO cu rezoluție de 2670x1200 de pixeli. Nu foarte mulți pixeli pentru 2024. Beneficiază și de refresh rate de 120 Hz, Dolby Vision, HDR 10+, și ajunge teoretic până la 3000 de niți de luminozitate. Mă bucur că e un panou plat pentru gaming. Display-ul este unul de calitate, având culori vii, unghiulaj de vizualizare și negru adânc. Foarte luminos la 1095 de lux, cât am măsurat noi. Puțin peste Galaxy S24 Ultra, dar multicel sub Google Pixel 8 Pro. Nu avem niciun reproș pe partea de hardware, unde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 și Adreno 750, pe lângă cei 12 GB de RAM și memoria internă de la 256 de GB până la 1 TB, pot satisface orice pretenție. Privind benchmarkurile, telefonul a ieșit pe locul 2 în AnTuTu, după Asus ROG Phone 8 Pro, dar bag mâna în foc că Xiaomi a forțat nota aici, ca să mă exprim blând. Dovada este și faptul că telefonul s-a supraîncălzit până la modul în care nu-l mai puteam ține în mână, și mă refer la 50,1 grade Celsius. Astfel, este unul dintre cele mai fierbinți telefoane pe care le-am testat vreodată. Am evidențiat aici faptul că este vorba de benchmarkuri, deoarece în timpul gamingului, testat cu mai multe jocuri, telefonul s-a comportat normal. Acolo nu a trecut de 36,6 grade Celsius. Chiar nu-mi dau seama de ce trișează în benchmark-uri Xiaomi doar pentru câteva puncte în plus, în condițiile în care își face reclamă proastă pentru supraîncălzire. Bateria ajunge la 4610 mAh, ceva mai mare decât cea de la predecesor, și se încarcă la 90W pe fir și la 50W wireless. Ajunge în acest mod de la 0% în 46 de minute. Există și încărcare inversă wireless la 10W și stăm bine și la autonomia bateriei. Am ajuns la un vârf de 22 de ore și 29 de minute la playback video și un decent 13 ore și 53 de minute la testul sintetic de utilizare continuă. Este un telefon de o zi, deci maximum o zi și jumătate în condiții normale de utilizare. Încărcarea este foarte rapidă de altfel, cu cele 37 de minute necesare până la atingerea nivelului de 100%. În 15 minute e deja la 55% baterie. Privind puterea volumului, stăm bine cu valorile atinse, cu un plus pe partea acustică, unde telefonul prestează un sunet de calitate. Am depășit de altfel 100 de decibeli la volum în gaming. Setup-ul este stereo, cu sunet cald, bas bombastic, treble savuros. E ceva diferență între speakerul de jos și cel de sus.
cel de jos pare să ducă greul experienței acustice. Puține opțiuni de egalizare, apropo, și nu avem jack audio. Pe partea de conectivitate primim Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, GPS Dual Band, NFC și un infraroșu ciudat, fără emițător sus, el fiind ascuns pe modulul foto. Xiaomi 14 are și port USB-C 3.2 jos. Apelurile se aud bridge, iar la speed test am ajuns la 556 Mbps la download Wi-Fi și 595 Mbps la upload. La testul 5G în rețeaua Orange am ajuns la 243 Mbps la download și 58,7 Mbps la upload. Vorbim acum despre software. Acest telefon este primul cu noul HyperOS la bord. Interfața custom aplicată peste Android 14 în loc de MIUI. Are un lock screen personalizabil cu fonturi, wallpaper, widgeturi în stil iOS. E foarte arătos, are și Always On Display, iar partea cu magazine pare inspirată de la Huawei. HyperOS aduce un nou font, Mi Sans, ceva mai bolduit și mai clar. Noul Control Center este mai aerisit, dar pare a-i lipsi un shortcut settings. Vine cu iconografie mai pronunțată, mai mare, dar fără etichete pentru pictograme. Apare și o zonă de privacy și security mai bine centralizată și mai serioasă ca UI, cu totul mai bine organizat. HyperOS ocupă doar 8,7 GB, mai puțin față de rivali, și am remarcat că are și un soi de preview la un viitor Dynamic Island. Primește o ferestruică separată, sus, când activezi hotspot, battery saving sau îl pui la încărcat. Pe viitor ar putea rămâne pe ecran ca o fereastră secundară. Widgeturile par la rezoluție mai înaltă decât la MIUI, așa mi s-a părut. Gamerii se bucură de Game Center și Game Turbo, cu reglaje de performanță, captură de ecran, Do Not Disturb, alterarea vocii. Cititorul de amprente din ecran este optic, rapid și precis. Primim și App Drawer opțional și coloane de aplicații în zona de multitasking recent. Xiaomi va oferi 4 ani de actualizări Android pe acest telefon și 5 ani de security patch-uri. Am ajuns și la cameră. Aici avem parte de una selfie de 32 de megapixeli cu filmare 4K și deschidere f2.0. Sper eu și cu autofocus, dar cred că sper prea mult. În spate se află un modul foto mare și sobru, care include 3 senzori de 50 de megapixeli. Cel principal are deschidere f1.6, telemetru laser, stabilizare optică și dual pixel face detection autofocus. Apoi vine o cameră de 50 de megapixeli telefoto cu face detection autofocus și zoom optic 3.2x, plus stabilizare optică. Camera ultra-wide are 50 de megapixeli, deschidere f2.2 și unghi de 115 grade, completate de optică Leica la nivel de tehnologie, lentile, software. Avem parte și de blitz dual LED, dual tone și de filmare 8K la 24 de cadre pe secundă, plus colorizare în opțiunea log. Filmăm de altfel plin de culori, în 10-bit Dolby Vision HDR. Ca de obicei pentru Xiaomi, interfața camerei este doldora de opțiuni. O să numesc doar câteva. Panorama, timelapse, director mode, slow-mo, super moon, night, short film, long exposure, document, portrait și nu uităm de stilurile Leica, autentic sau vibrant. În plus avem și teleprompter, steady video și steady video pro. Și acum să analizăm mostrele foto. Avem sute, poate mii, dacă iau în calcul tot travaliul din Barcelona și de la Mobile World Congress. Primul lucru remarcat e că avem aceleași culori și pe camera principală și pe cea ultra-wide. Cu inevitabilele alungiri de automobile și obiecte pe lateral, pe camera cu unghi ultra-larg. M-a impresionat zoom-ul, având în vedere că lucrăm cu unul optic puțin peste 3x. Aș zice că batem spre performanța unui OnePlus 12 la acest capitol, care și el a adus o surpriză plăcută. Peste ce oferă un iPhone 15 Pro și peste Xiaomi 13 în claritatea unei poze la un 6-7x zoom. Selfie-urile sunt unele dintre cele mai satisfăcătoare din 2024, în ideea că vântul bătea cu 60 de km pe oră și era o fire rebele din belșug, acolo, lângă plaja Barceloneta. Și totuși bokeh le-a scos în evidență perfect față de fundalul blurat. Chipul este expresiv și avem detalii din plin, pori, irisul ocular, fibre ale gecii de blugi. Culorile sunt parcă altfel decât la alte flagship-uri. Mai pragmatice și mai reci, mi se pare, dar avem și profiluri de culoare mai vibrante, dacă vrem. Albastrul Mării Mediterane a fost așa cum l-am perceput și cu ochiul liber și văzând poze făcute în paralel cu iPhone 15 Pro, îmi plac mai mult culorile de aici. S-a văzut și arhitectură cu influență maură, orientală, s-au făcut fotografii cu soarele în față, cu zero probleme. Am trecut și pe la Sagrada Familia, fix pe la Golden Hour.
Am aflat că va fi gata prin 2029, dacă totul merge bine, și că e cam 80% gata acum. Părțile mai gotice au fost finalizate din timpul vieții lui Gaudi, dar acum se plusează cu ultimele 5 turnuri. Iar m-a surprins plăcut zoom-ul pe frontispiciul cu inscripții în limba latină. Am înțeles că unele turnuri sunt dedicate și ctitorite de anumiți papi. Odată soarele dispărut, a apărut și zgomotul și au dispărut culorile calde din peisaj. Lângă Sagrada, m-am oprit la restaurantul Five Guys cu cei mai buni burger din lanțurile fast food încercate de mine. Aici văd că avem o cameră care se chinuie să focalizeze pe burger. Suculența și culorile sunt bine reprezentate, dar focalizarea e o bubă. Apropo, băieții de la Five Guys îți dau o pungă de jumătate de kilogram de cartofi. În a doua zi în Barcelona am fost la parcul Güell, unde s-au adunat creațiile arhitecturale ale lui Gaudi. Din păcate am făcut pozele pe o vreme cruntă, 3 grade Celsius și ploaie mocănească. Gaudi făcea abuz de modele de marmură și de structuri curbate, aparent pentru că îl durea mai mereu spatele și ura postura de drepți. Avem close-up-uri memorabile cu flori, case ce par din turtă dulce și coloane și tavane ce par de-a dreptul grecești. Admirabil câtă lumină a prins telefonul în acea zi întunecată. Selfie-urile au ieșit cam soft de data asta. A treia zi am fost la Barcelona Aquarium și aici pot să zic doar atât. Rata de succes a fotografiilor a fost mai mare decât la al meu iPhone 15 Pro și albastrul apei a fost mai cuceritor. Iar peștii în mișcare au fost prinși cu mai mult flair artistic, inclusiv Nemo și Dory. iPhone stă mai bine la focalizare totuși. Închei galeria de pe timp de zi cu preparate culinare arătoase, de la scoici la pateu de fica de gâscă congelat și cremă catalană. Aici Galaxy S24 Ultra e parcă mai priceput în a reda texturi și culori. Ca telefon de hands-on pentru jurnaliști, mi s-a părut ok Xiaomi 14, doar că a ezitat la unele cadre cu luciu pe spate pentru Huawei Mate 60 RS și nici aici nu focalizează chiar perfect. Pozează bine la distanță medie, aici prefer iPhone-ul meu per total. Fotografiile nocturne provin tot din Barcelona, din zona portului și acvariului. Halourile becurilor au fost cu dimensiuni ok, dar cele capturate cu camera ultra-wide nu prea. Devin mici astre, iar fotografiile ultra-wide au un pic mai mult zgomot la distanță. Altfel, culori un pic mai calde decât ziua și un galben natural. Lângă acvariu, claritatea a fost mai bună și am apreciat mai mult cum arată subiecții sub lumina albă decât galbenă. Nu prea am simțit nevoia de night mode și oricum Xiaomi are deja un night mode baked in, activat din setări, automat. Cerul are și norii la vedere, iar iahtul iluminat e bine scos în relief pe un fundal altfel întunecat. Culori plăcute și la acel târg de dulciuri. Problema e că simt că Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12 și Pixel 8 Pro duceau lucrurile cu o cotă mai sus la capitolul foto. E un je ne sais quoi care pare a lipsi aici. E ca un robot care copiază o operă de artă, dar știi că nu e om pentru că lipsește ceva. Pe de altă parte, filmările sunt clare, bine iluminate și produc rezultate surprinzătoare la zoom, dar cu alterare de culoare la trecerea între praguri de zoom. Microfoanele s-au luptat brav cu vântul, dar au fost biruite. Se mișca până și telefonul în mână de la așa prăpăd al vântului. La filmarea selfie mi-a plăcut maxim textura pielii, culoarea sa și ușorul blur de fundal. 4K 60 pe camera frontală e binevenit, iar microfonul e numai bun de vlogging, când nu bate vântul. Va suna ciudat, dar mă încântă mai mult culorile de la filmat decât de la fotografiat. Și nu uitați de colorizarea cu log din zona pro. Am făcut și multiple teste de stabilizare la un skatepark și toate mi s-au părut reușite. Primul beneficiază de extra detalii și zero trepidații. Al doilea e limitat la Full HD, dar atenuează mai bine mișcările mele. Steady Pro e mai soft la detalii și chiar și dacă mergi în grabă sau alergi, pare că folosești o șină de travel. S-a filmat și Sagrada și mi-a plăcut mult zona de sus iluminată de soarele de la Golden Hour, în contrast cu cea gotică de jos, unde nu mai ajungea soarele. A fost o senzație de plinătate, de satisfacție cromatică și de obiecte ample redate în detalii fine pe această filmare. Nu e de văzut doar o dată, ci de mai multe ori. Și partea neiluminată de soare arată bine, ca și cum ar fi curs ceară pe ea, și se vede finețea lucrării lui Gaudi. Un pic de extra zgomot în părțile mai umbroase. Avem și moment de muzică cu mariachi, cu microfoane capabile, dar surprinzător de mult noise la vegetația din spate. S-a filmat și la Parc Güell, cu roiuri de turiști mișunând printre casele gemene de hobiți ale lui Gaudi, care par făcute din turtă dulce și veselă grecească. Detalii abundente, culori satisfăcătoare. Vă las și un clip bonus de la acvariu cu niște rechini, iar aici s-a comportat cum ar face orice alt flagship, aș spune. Cât despre hands-on-urile de la Mobile World Congress, aici focalizarea a fost o problemă, dar și modul în care a reacționat la iconografia albă a interfeței camerei. Filmarea lui Xiaomi 14 Pro, spre exemplu, s-a lăsat cu probleme de focalizare serioase, care ne-au cam stricat munca.
Au fost și probleme la filmările cu Huawei Mate 60 RS, până să afișeze interfața camerei de pe acel telefon. Pentru meseria mea, nu e de bine. Filmarea nocturnă se cam lasă cu zgomot și cu surse de lumină măricele. Culorile vegetației sunt ok. Văd și ceva reflexii în stil iPhone. Modul Steady Video ne ajută la o filmare lină, dar scade rezoluția, iar cantitatea de zgomot e prea mare. Am filmat și luminile orașului de pe o pasarelă, dar aici iar mi s-a părut că anumite becuri aveau halouri mari și intense. Am prins și ceva galerie de echipă de fotbal, începând filmarea direct cu zoom, dar și cu mult, mult zgomot pe filmare. Uneori nu livrează pe măsura așteptărilor de la un flagship de 2024, captura video nocturnă. Bun, am ajuns și la verdict. Punctele pozitive ale lui Xiaomi 14 sunt ecranul foarte luminos, bateria satisfăcătoare ca autonomie și corpul compact și manevrabil. Încărcarea e rapidă, iar captura video are culori satisfăcătoare. Surprize plăcute la zoom, selfie-uri de top 3 și microfoane ok, inclusiv la filmările mele hands-on. Culmea, a ieșit mai bine ce am filmat direct cu telefonul decât cu lavaliera conectată, care a făcut figuri. Iar performanța e garantată, mulțumită lui Snapdragon 8 Gen 3. Și stabilizarea merită o bilă albă. Iar ca neajunsuri, am găsit throttling-ul serios, trișatul în benchmark-uri la pachet cu o temperatură uriașă, plus diferențele de culoare între nivelurile de zoom. Filmatul și chiar și fotografiile nocturne nu m-au dat pe spate pentru un flagship. Iar focalizarea video a fost o problemă serioasă pe care am luat-o personal, afectându-mi munca la Mobile World Congress. Dacă e să fiu cârcotaș, includem și cei 4 ani de actualizări, acolo unde alții oferă 7. Iar HyperOS nu e chiar un salt uriaș de la MIUI, dacă e să fiu sincer. Recomandăm acest telefon unei persoane care călătorește, face poze și vloguri. Mai bine zis, care călătorește cu bagaj light, pentru că telefonul e compact și încape în blugi skinny. Nu știu dacă e neapărat as la gaming, între throttling și încălzire, plus diagonală nu chiar mare. Atenție totuși la focalizare și la câtă nevoie ai tu, cumpărătorule, de focalizare. Simt nevoia de un update software aici care să rezolve treaba asta. Ca rival de iPhone 15, modelul de bază, și S24, modelul de bază, ar putea funcționa. Ca un mesen care mușcă din plăcinta unui Ultra, Pro sau Max, nu prea. Pe curând!